am pierdut un meci pe care nu meritam să-l pierdem după aspectul general al jocului. Cred că am făcut o primă repriză bună în care am dominat tactic Petrolul și ne-am creat două situații destul de mari de a marca. Pe urmă, repriza a doua, poate puțin mai echilibrată, cu o greșeală în care am primit un gol și pe urmă era greu să mai revenim pentru că n-am mai avut forța mentală necesară și nici luciditate ca să desfacem o apărare care s-a aglomerat. Una peste alta am pierdut un meci, 3 puncte sau cel puțin un punct, în condițiile în care am avut un joc în mână și în care meritam cel puțin un punct. E greu, era greu și înainte, greu și în continuare, în condițiile în care suntem noi cu jucătorii care sunt neplătiți de atâtea luni și care tragem de ei să se mobilizeze, să se motiveze la meciurile care le mai avem, dar mai sunt 3 meciuri. Dacă vom reuși să batem Astra acasă, eu cred că șansele încă rămân. Dacă nu vom reuși să batem Astra, cred că ne va fi foarte greu să ne salvăm, pentru că depindem și de celelalte rezultate. Suntem o echipă care avem suporteri, avem o organizare foarte, avem o infrastructură bună, suntem un club de tradiție, avem istorie și în momentul de față, la felul cum am jucat cel puțin ultimele 3 meciuri, cred că suntem o echipă de Liga 1, având în vedere și faptul că nici celelalte echipe nu ne sunt cu mult superioare. Așa că eu cred, sincer, poate să sunt puțin subiectiv, dar cred sincer că Ucluj e o echipă care ar merita să rămână în Liga 1. Am vorbit după meciul după semifinala de cupă cu CFR. Acum o lună și ceva. Am vorbit despre fotbal, despre lucruri normale, despre ce se va întâmpla în viitor. Am vorbit, dar... Deocamdată avem mari probleme. Așa că nu mai vreau să discut despre ele, că deja ar fi... că aș plânge și nu vreau să plâng pentru așa ceva. Mai avem 3 meciuri, să le terminăm cu demnitate. Eu sper să Târgu Mureșul să câștige campionatul. Ar fi o bucurie imensă pentru mine, pentru că am și spus-o, e o echipă, până la urmă simt că o echipă ca și copilul meu acolo, pentru că știu cât am muncit acolo și știu câte greutăți am avut și m-aș bucura enorm pentru ei. Un meci important din două considerente. Craiova pierduse, se știa lucrul acesta, deci ne-am depărtat la 5 puncte, dacă nu mă înșel, de o contracandidată la ocuparea locului 3 și un beneficiu poate mai important, faptul că Ucluj este condamnată să câștige meciul cu Astra, care mi se pare cel mai valoros adversar în această încleștare. Am înscris în sfârșit norocos, la o fază fixă. Mă bucur pentru Ipsa, că după ratarea monumentală din etapa trecută a reușit să înscrie. Ne-am apărat cu cerbicie până la final. N-am mai avut luciditatea necesară, era și greu să o pretind să materializăm cele 3-4 contraatacuri promițătoare care s-au născut. O victorie mare, într-un moment important și șanse crescute de a ocupa locul 3. Și așa cum li s-a cerut jucătorilor, e o probă de respect față de fani. Pentru că ei știu, la fel de bine ca și mine, ca și dumneavoastră, că sunt tentați de alte destinații mai generoase, dar aveau această datorie, ca măcar la ultimele 2 apariții în fața propriilor suporteri, să demonstreze că au înțeles cât de iubiți au fost. Eu sunt foarte bucuros, plutesc. Am scăpat de spectrul ăsta apăsător al rușinii de a merge cu capul în pământ pe stradă. Da? Mâine am să mă duc în oraș și o să fiu mai ceva decât primar. Asta interimar, toți suntem amândoi interimari. Da? Ce pot să-mi doresc mai mult? Orice jucător valoros reprezintă un atu în orice circunstanță. Va trebui să găsim soluțiile, să substituim inspirat cei 2 jucători și să căutăm să mergem la Târgu Mureș, dar să ne jucăm șansa. E o echipă redutabilă, o echipă pe val, o echipă foarte răsfățată. Da? Nu știu în virtutea căror criterii. Având în vedere și intercesa noastră deosebită,
mare inteligență. IQ, am făcut un test, ca să vă spun. Ascultați-mă o clipă, vă rog să mă scuzați mult. Deci am făcut un test care se dă astronauților de la NASA. Da? Și din păcate am constatat cu stupefacție că sunt idiot. Da? Era un test pe care îl dăduse și una din cele mai mari noveliste din lume. Fusese în vizită acolo, era considerată genială în Europa și a dat acel test. Și, spre satisfacția mea, am avut amândoi același calificativ, idioți. Deci, asta e relativă. Astăzi dați-mi voie să fiu fericit, da? Deasupra noastră, cred, plutește bucuria unui oraș întreg și asta e tot ce își poate dori un om. Ce va fi de mâine e foarte greu să anticipăm, dar e un lucru cert. Spre bine sau spre rău, a început marea încercare a petrolului. Asta e cert. Sigur. Dacă în luna iunie, da, când am înțeles că se discută aprobarea planului de reorganizare juridic, nu mă pricep și nici mă interesează, nu vom avea, știu eu, undă verde, după aceea am înțeles că s-ar putea să înceapă problemele. Asta e marea miză. Da? Pentru că eu, ceilalți slujitori, da, sub o formă sau alta ai clubului, suntem vremelnici. Petrolul e un simbol. Asta e cert. Da? De aceea e foarte greu când ești întrebat de petrolul sau de orice altă echipă rezonantă să justifici implicarea afectivă sau măcar să proiectezi o percepție despre acel club. Pentru că simbolurile nu pot fi descrise. Orice campionat din lume, locul 1 cu locul 3, reprezintă un derby adevărat. Considerați că petrolul X are posibilitatea să fie bună sau să nu piardă de la Târgu Mureș și dacă da, tot ce vă poate. Trebuie să nuanțăm aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, în fotbalul actual, deci nu cel românesc neapărat, marele rău îl constituie arbitrajul. Premeditat sau nu, obiectiv poate, ținând cont de viteza atât de sporită a jocului, apar greșeli decisive, care influențează rezultate, ierarhii, destine. Dar să aplici o regulă prin care să consider că ai putut realiza un asemenea proces empatic încât să citești gândurile celui care a produs un hands, asta e o anomalie frapantă, maladivă. Și nu face altceva decât să mă conducă cu gândul că totul este pentru a influența ierarhii. Ați văzut offside la Dniepr cu Napoli, da? Meci de semifinală de Cupa UEFA. Fază... Poftim? Fază banală, da? La asemenea nivel. Un om care, practic, își făcuse din câștigarea acestui trofeu, da, mă refer la patron, un obiectiv de etapă și care poate să reconsidere fundamental o întreagă strategie ulterioară. Păi n-ai voie să te joci cu așa ceva. De ce cu cerbicie refuzăm introducerea tehnologiei electronice? Cât ar fi la scara unui meci ca investiție de timp? 2 minute. Să vedem toate aceste faze care ar putea fi reglementate simplu. De ce refuzăm? Eu am văzut o statistică, nu mă pricep, nu vreau să mă implic. ASEA-ul a fost una dintre echipele favorizate în acest an. Nu contest meritele lor. Au o echipă foarte bună, jucători foarte experimentați, calmi, lucizi și cu calitate. Ăsta e un alt aspect. Se poate câștiga un campionat fără ajutorul arbitrilor? Să ne gândim la Urziceni, să ne gândim la CFR Cluj. Ce trebuie? Odată? Chiar Oțelul. Da? Deci se pare că nu.